Fighter making his way to the Dynamite Fighting Show blue corner, Samuel Tenace. Doamnelor și domnilor, bună seara! Suntem în sala 9 din Bistrița, în sala Teraplast, pentru un nou eveniment marca Dynamite Fighting Show. Gazdele voastre pe parcursul la, nu știu, 4-5 ore, Florin Cernaci, Octavian Pescaru. Ne bucurăm să fim aici pentru un eveniment care se anunță a fi de înaltă clasă. Cardul arată foarte bine. Deocamdată vom urmări primele 3 meciuri, meciurile de deschidere, care fac parte din undercard. La ora 20 vom intra și în transmisiune directă pe TV și veți putea urmări fie aici, pe canalul de YouTube al DFS, fie pe TV, acest eveniment care cu siguranță va umple sala Teraplast din Bistrița. O sală care a fost dată în folosință acum vreo 2 ani și care pe locuri are o capacitate de 3000. Dar cu ceea ce se poate strânge în jurul ringului, cred că ajungem undeva la 3800-4000 de spectatori. În orice caz, e un botez pentru această sală nouă și modernă, acest eveniment de arte marțiale, acest eveniment din zona sporturilor de contact. Bună seara tuturor! Într-adevăr, o sală minunată aici la Bistrița, mult peste așteptările mele. Ne așteaptă o gală lungă și frumoasă. Arbitru în ring pentru primul meci, Ciprian Sora. Suntem așadar la categoria super mijlocie, 77 de kilograme, și urmărim o dispută între Samuel Tănase, sportivul cu short negru și mănuși albastre, și localnicul Remus Tărpian. Tărpian luptă pentru a doua oară în fața publicului local. El are un singur meci disputat la profesioniști până în acest moment. Meci care s-a consumat în aprilie într-o gală organizată aici de promotorul local Ionel Burduhos. Un meci pe care Tărpian l-a câștigat. Acum iată-l înfruntându-l pe acest Samuel Tănase, un sportiv care este născut la Florența, este însă deloc din Buzău. Dreapta la corp, foarte puternică, trimisă de Tănase. Gardă normală pentru amândoi luptători în debutul meciului și avantaj de înălțime și de alonjă, mi se pare mie, din acest punct, pentru Tănase. Și foarte hotărât, mi se pare, Tănase. A intrat foarte bine în meci. Foarte agresiv, pune multă presiune. Să vedem cât de mult poate să ducă acest efort. Se blochează bine Tănase. Pune presiune, ține centrul ringului. Tănase cu siguranță are o motivație în plus astăzi. E ziua lui de naștere. Face 18 ani, așa că îți dai seama ce ar însemna pentru el momentul în care împlinește 18 ani.
să obțină o victorie în sportul în care vrea să facă totodată carieră. Mai ales când adversarul este la el acasă, cu atât da, mai da, mult. Da, sigur, ar fi o treabă și mai și. Doi luptători tineri, fără o experiență deosebită în zona de profesioniști. Să vedem cum vor ști să-și dozeze condiția fizică, resursele. Pentru că atunci când avem de-a face cu sportivi debutanți sau aflați la început de carieră, ei dau tot în prima repriză, după care ai o a doua repriză slăbuță și o a treia repriză și mai slăbuță. Din pricina faptului că nu știu cum să-și dozeze efortul. Momentan arată o turație bună, Tănase. Să vedem chiar cât poate să ducă. L-așteaptă un meci lung și greu. Începe să facă ușor pas în spate. Se blochează însă bine, n-a încasat foarte puternic până acum. Contraatacă, lovește mult în blocaj, ceea ce înseamnă multă energie pierdută, irosită, fără efecte vizibile pe scorecardul arbitrilor. Contra primit acum. Să-l vedem dacă își revine. Foarte bine Bistrițeanu l-a urmărit cu această contră. Cam groghi. A ridicat mânșile. A ridicat brațele, dar n-arată deloc bine. Să vedem dacă prinde finalul de rundă. N-a căzut din lovitură, după părerea mea. Da, da, da. A încercat o proiectare, John MMA. Mai sunt doar câteva secunde în această rundă. Probabil că va rezista. Da, a rezistat până la final. O repriză bună făcută de cei doi. Multe lovituri trimise. Multă energie consumată. Să vedem cum va decurge meciul. Există dorință, există voință. Avem o primă repriză de 10-8 pentru Bistrițean până la urmă. Datorită acestui knockdown. Foarte bună lovitura de picior. La baza gâtului l-a prins și pe ureche. Un high kick sănătos. Bună măsură. Un high kick sănătos. Iată și pe Remi Boniaschi transmite, comentează acest eveniment pentru platforma sa online. Boniaschi este aici împreună cu Peter Arts, doi luptători legendari din perioada în care circuitul K1 era la apogeu. Început furibund de repriza a doua. Bistrițeanu vrea să materializeze dominarea din finalul primei reprize. Dar Tănase se pare că stă bine pe picioare momentan și a revenit pe deplin. De revenit și a revenit, să vedem în ce măsură e capabil să recupereze dezavantajul. Tărpian începe să scoată deja proteza. E în căutarea oxigenului. Și nu suntem nici măcar la jumătatea meciului. Ceea ce nu e un semn bun. Amândoi arată destul de obosiți pentru momentul ăsta al meciului. Este greu debutul la profesioniști. Sigur. Așa se pare. În continuare, Tănase încearcă cu această presiune, lovește foarte mult în blocaj, consumă energie enorm. Dar loviturile clare sunt puține. Lovesc ori pe lângă țintă, ori în blocaj. Iar treaba asta e consumă. Și, după cum observați, a scăzut și viteza de execuție. Bun, croșeu de dreapta care a spart garda lui Tărpian. Tărpian respiră din ce în ce mai greu. Pare că abia mai ține mâinile sus. Hai să vedem cum poate să ducă acest meci până la final. Și mai mult, în minuții 15, doar din această repriză. Și Buzoianu dă semne de oboseală evidentă. Acele lovituri trimise în blocaj l-au consumat și pe el destul de tare. Hai,
Un high kick-ul, dar de data asta Tănase a stat cu mânușa lecția. Sus. A învățat lecția primei reprize. Iată-l pe Tărpian cum e cu proteza scoasă din gură. Probabil că are nevoie de oxigen, este încurajat puternic de la Colts. Și Tănase are greutăți vizibile de respirație. Se ventilează destul de greu pe acest final de repriză. Final de repriză. Să-i vedem pe cei doi cum se vor comporta în repriza următoare. Ce părere ai? Cine a luat această rundă? Eu zic că e un 10-9 pentru Tănase aici. A fost luptătorul mai agresiv. A pus multă presiune, într-adevăr. Ținut centrul ringului, a lovit mai mult. Energie. A avut și câteva lovituri de brațe care au intrat bine. La un moment dat sunt câteva semne vizibile pe fața lui Tărpian. Foarte important ce se va întâmpla în această rundă. Da, iată, a avut momente bune. Da, foarte bune momentele. Mai multă forță pe lovituri. Tărpian chiar a suferit în repriza asta. Este clar că își dorește. N-a venit de la Buzău doar să se plimbe până la Bistrița, drum lung. Vrea mai mult de atât. Urmărim așadar disputa dintre Samuel Tănase și Remus Tărpian. Primul meci din undercardul galei DFS. Urmașii lui Dracula la ora 20 vor începe meciurile de pe cardul principal. Undercardul conține 3 meciuri. Acesta este primul. Arbitru. În continuare în gardă normală cei doi luptători. Wow! În continuare Tănase, super agresiv, bravo, foarte frumoasă mișcarea. Și prima tentativă de lovitură de genunchi pe care o vedem. Foarte puternice loviturile, foarte puternice. Se blochează bine Tărpian, dar Tănase face multă risipă de energie pentru această repriză. E evidentă dorința lui. Foarte, foarte puternic. Și sunt destule lovituri care intră, care își ating ținta. Da. Blocajul lui Tărpian a început să cedeze. După două reprize în care s-a închis foarte bine. A început să-ți odoreze, să vedem cât de mult poate Tănase, cât de mult își dorește. Lovește în continuare Buzoianu, lovește. Nu combină foarte bine seriile, evident că nu are multă energie, dar pune multă forță pe lovituri. Foarte multă forță, loviturile lui sunt puternice. Din păcate sunt niște lovituri singulare, lovește ori croșee, ori directe. Nu mai e capabil să combine. Da, nu prea mai leagă loviturile, într-adevăr, loviturile sunt izolate. Tărpian dă semne că își revine, începe să țină centrul ringului. Mai este mult din această repriză, cei doi trebuie să facă mișcare multă pentru a convinge arbitrii. În sfârșit niște combinații de brațe, de croșee, răspunde foarte bine Tărpian. Și ați auzit probabil reacția sălii, a început să se populeze sala. Deja avem câteva sute de spectatori. Repet, asistența maximă ar putea fi undeva la 4.000, având în vedere capacitatea sălii. Lovește destul de tare Tănase, dar nu dublează absolut deloc. Corect. Nu dublează, nu folosește deloc rău kick-urile. Are un box destul de fragmentat. Adversarul se blochează bine, nu obține foarte mult damage. Lucru care ar putea conta mult pe scorecard-ul arbitrilor. O lovitură pe contră care a intrat bine. Lupta!
Da, foarte puțină energie rămasă la cei doi. Greu de judecat acest meci. Nu, dar pentru niște aproape debutanți, meciul da. Ei. Băieții și-au făcut treaba. S-a lovit destul de tare, chiar dacă multe lovituri au intrat în blocaj. Au fost câteva momente în care lui Tărpian i-a trecut glonțul pe la ureche. A încasat niște lovituri zdravene, în plin, dar a rămas pe picioare. A avut un blocaj destul de bun, a blocat majoritatea loviturilor de braț. Din păcate, Tanase nu a dublat deloc cu lovituri de picior, nu a folosit. E totuși un meci de kickbox, nu de box. Și ar fi trebuit să lucreze mai mult pe combinațiile astea brațe-picioare ca să-l poată deschide. Altfel a lovit foarte mult în blocaj. Să vedem cât contează acest aspect la decizia finală. Decizie împărțită așadar, victorie 2-1 pentru Rămus Tărpian. Aceasta este socoteala arbitrilor judecători. A contat mult acel high kick. A intrat în plin în prima repriză. Însă mai are mult de lucrat până la înalta performanță. Este un prim match, să-l încurajăm. Mergem mai departe cu al doilea meci de pe undercard, o dispută la semigrea. De fapt, acest meci este un meci de rezervă pentru piramida semigreilor, o piramidă pe care sunt convins că o așteptați cu nerăbdare și în care vor evolua Dinu versus Leuștean și Andreescu împotriva lui Ostrovanu. De fapt, cu meciurile din piramidă va debuta main cardul la ora 20. Așa au fost poziționați la tragerea la sorți care s-a consumat ieri. Mă aștept ca cei doi să aibă o pregătire fizică mult mai bună, ținând cont de posibilitatea de a lupta totuși în cardul principal în cazul unei accidentări. Acum, dacă stau bine să mă okay, gândesc, cred și că Ostrovanu e cel mai avantajat, pentru că el a fost montat la gala de la Baia Mare, care s-a disputat nu cu foarte multă vreme în urmă, pentru 5 reprize, pentru că a avut meci de centură. O să deci a avut o pregătire de așa natură încât să reziste dincolo de 3 runde. Dar, sigur, rămâne de văzut. E doar o supoziție. O dată.